ceva în interiorul nostru, mutând atenția pe acel lucru. Adică mut atenția pe glanda pineală și atenția mea îmbracă glanda, este informație. Și dacă mențin atenția, este o formă de iubire. Este o formă de atenția conștientizată și focalizarea atenției, face ca acest bine și mare secret al umanității, legat de inhibarea acestei antene, da? Ea să redevină frumoasă. De la scofâlcită să apară acel con de brad adevărat și cu apa în el, care are apă, cu o anumită, nu compoziție chimică, ci structură geometrică. Și atunci, un antrenament pentru activarea și acordarea dimensională a glandei pineale este un lucru important. În al doilea rând, îmi reactivez intuiția lucrând constant la propriul meu sistem de credințe, la aceste șabloane tipare prestabilite pe care le cred despre realitate, pentru că ele pot, deci eu pot să downloadez informații din altă frecvență cu glandă pineală activă, dar zic, nu e adevărat. Nu e adevărat asta. Nu poate fi adevărat. Nu cred așa ceva. Și atunci, da? Sistemul de credințe limitează, filtrează informația din altă frecvență. Și atunci, e foarte important să aduc în atenția tuturor celor de aici o relație care pentru mine funcționează. Și iată, face parte din propriul meu sistem de credințe. Este relația în care există o primordialitate. Eu cred și apoi percep. În lumea curentă, dacă nu văd, nu există. Sigur, și o ipoteză. Până la urmă, dacă tot vorbești despre ea, ajungi să crezi și devine realitate pentru că tu crezi în ea. Într-un anumit sens. Este un proces de o subiectivizare, într-un fel, a ipotezei în plan personal. Dar noi rămânem cu rigoarea că e o ipoteză. Dar până la urmă, tot vorbim despre ea, devine parte din noi și atunci se întâmplă. Și atunci, dacă eu nu cred în, de pildă, extraterestri, nu vin spre mine informații de genul ăsta. Nu vin spre mine informații că au fost comisii senatoriale, că au declarat oficial importanți din guvernele lumii, tot felul de lucruri, și care sunt dincolo de presa de scandal. Da? Și atunci e important să reașezăm aceste verbe în ordinea firească. Și cum facem asta? Păi îi pui cuiva o întrebare. Cum percepi tu realitatea? Și o să spună. Cum percepi? Ok. Ce simți tu despre această realitate? Ce gândești tu despre această realitate? Și apoi vine întrebarea esențială. Ce ar trebui să crezi ca să percepi diferit? Ce ar trebui să crezi ca să percepi diferit? Ca să simți diferit, să gândești diferit? Și este un proces în care fiecare dintre noi, dragilor, suntem angajați ca să ne mâncăm constant propria coadă, propriul sistem de credințe. Asta înseamnă să murim în fiecare zi. Să renunțăm la acele fișe pe care singuri le-am dat, acele credințe despre viață, despre muncă, despre copii, despre societate, despre amor, despre de toate. Pe fiecare dată să facem noi distinți, noi distinți. Și e fascinant această reexaminare și upgradare a propriului sistem de credințe. Dacă aveți în jur și un grup de suport, pentru că vă iubește și este atent la fiecare cuvințel pe care îl scoateți, dar nu ca să facă observație, ci ca să o gândească, o exprimare, partea unui sistem de credințe pe care de a fi expirat sau limitativ. Ăsta e un ingredient important. Dați-vă voie să aveți în aceste vremuri interesante, ca să vă accesați intuiția, aceste grupe de sprijin, grupe de suport, cum vreți, care trec de la ce faci, la memele astea clasice, da? la cum ești. Și apoi conversația este profundă și este din acceptare totală și este cu bucurie.
Acest sistem de credințe generează un nivel de minte. Și mintea mea zice, ok, voi face o experiență nouă. Orice experiență nouă generează un nou nivel de creier. Un nou nivel de creier generează ușurința de a face în continuare o nouă experiență. Și uite, așa e un proces dinamic. În care apare acum ideea de neuroplasticitate. Adică, iată ce ne spune realitatea. Domnule, ci că am avea cifra aia de neuroni. Și fiecare poate să fie capabil să facă atâtea conexiuni. E ultima cifră care am găsit-o. Da? Vă dați seama ce nivel de creier se poate obține și de minte cu cifrele astea. De bine, fiecare activitate pe care o facem, fiecare acțiune concretă, determină prin repetiție o grupare pe termen lung, ca să zic așa, imediat, mediu și lung, a acestor rețele de neuroni. Și acum aș vrea să vă aduc în atenție un lucru foarte important, care poate să simt eu în acest moment să inspire o direcție în activitatea poate a cafenelei. Vedeți, dragilor, conversația de aici vă face să înțelegeți, ne face pe toți să înțelegem ceva. Acceptăm, nu, asta e un altă. Ne uităm, examinăm un subiect. Și se activează rețele neuronale aici, pe neocortex. Dacă vă invit acum să dați răspuns la de unde vine următorul gând sau să ne ridicăm în picioare și să facem un exercițiu, se activează creierul limbic. Și dacă facem 21-28 de zile acel exercițiu, se activează cerebelul. Și atunci ai o rețea neuronală pe verticală, ca să spun așa. Limbajul meu e unul mai metaforic. Iertați-mă, uneori impreciziile, da? E făcut ca să inspire la a face, la a fi, în final. Pentru că corpul devine minte după acel 21-28 de zile. Și atunci putem să citim o mulțime de cărți, putem să avem o mulțime de discuții savante, putem să înțelegem o mulțime de lucruri. Dacă vrem în continuare ca viața noastră să fie așa, este ok. Dar dacă vrem altceva sau preferăm o altă realitate, avem nevoie să lucrăm la memoriile recurente care sunt în corp. Și atunci un comportament nou înseamnă o activitate susținută 21-28 de zile. Și avem nevoie de un antrenament care să ne elibereze memoriile recurente, pentru că ele determină viitorul, care este de fapt un trecut. E bazat în permanență pe ceea ce corpul răspunde instinctual. Adică, ce vreau să spun cu asta? Putem să avem o conversație despre compasiune. Și zicem, da, compasiunea este necesară. Eu sunt o persoană plină de compasiune față de semenii mei. Și vine acum cineva și ne dă la figurat un cap în gură. Să vedeți dacă nu e compasiune în celulă, ce cap în gură la figurat dăm instinctual, nici n-avem timp să ne dăm seama. După aceea, după o secundă, zice, bă, ce am făcut, câtă compasiune am avut. Pentru că a răspuns animalul, celula, cu informația de acolo. Și atunci este important să ducem frecvența compasiunii în corpul fizic. Ori asta se face prin antrenament. Înțelegerea e primul pas. Dar, efectiv, am nevoie să trăiesc celular cu toată ființa mea această stare de compasiune. Și asta face diferență. Și sigur, asta deschide și un subiect extrem de important. Vis plus timp egal realitate. Visul e nevoie să fie visat cu ființa. Starea ființei înseamnă o trăire viscerală, o trăire celulară, o aliniere între mintea care înțelege, inima care simte și toată ființa mea, toate celulele mele. Corpul, creăm cu corpul, pentru că este spirit în materie. Și este important să ne uităm altfel la el. Și al patrulea ingredient este cel legat de nivelul de conștiență. Adică în acest spațiu infinit de conștientizare, eu percep ceva.
există o legătură directă între stările personale și nivelul de percepție a realității. Cu alte cuvinte, și aici mă aduc în discuție ceea ce cu siguranță mulți știți, cercetările lui Hawkins, care ne arată că în acest spațiu, iată, dacă eu sunt pe o scară a conștiinței sub 200, sunt un întreg complet, adică sunt, e o cuadratură acolo, adică bărbatul și femeia în echilibru, tot ceea ce exprim la acel nivel de conștiință este adevărul meu și este complet pe acel nivel, dar percep din întreg o mică sferă pentru că stările mele sunt acestea. Și dacă eu am aceste stări, eu percep o bucățică din întreg. Dacă îmi schimb starea, iată, și ajung între 200 și 500, percep mai mult din întreg. Da? Adică dacă stările mele devin stări, să le spunem așa, raționale, da? Iată cât percep. A fost interesant, acum 3 ani am făcut o caravană prin țară, mergi pe calea ta, a cărei intenția a fost să sprijine pe cei care alegeau la vremea respectivă să facă acest salt cuantic peste 200. Pentru că chiar astea sunt niște bariere serioase de sisteme de credințe. Adică cei sub 200 n-au curaj, n-au încredere în ei, sunt ceea ce se cheamă dependenți dintr-o anumită, da? Să treci de la dependent la independent e o barieră. Acum sunt într-un alt proiect în care 500 este un alt prag, în care ființele care trec peste 500, iată, în marea majoritate a timpului manifestă gânduri, sentimente, cuvinte, comportamente. Da, vedeți, asta e cheia. În marea majoritate a timpului, dacă manifest aceste lucruri, ăla e nivelul meu de percepție. Deci văd mai mult generic. Și atunci, ăsta e un prag interesant de depășit. E metaforic spus, mut conștiința din minte în inimă. Metaforic. Sar peste 500. Și sigur, 1000 este spațiul de conștiință al umanității. Cât poate să perceapă designul uman inteligent, la nivelul maxim, este conștiința cristică. Da? Care n-are, adică nu contează cine a întrupat-o, că s-a numit Iisus, Buddha sau alte ființe excepționale care au întrupat această conștiință cristică. Asta înseamnă, astea sunt cuvinte care și pentru mine sunt doar cuvinte în acest moment. Da? Vorbesc despre, revenind aici, despre stări de recunoștință pe care le manifest în marea majoritate a timpului, despre stări admirative, despre o stare de pace interioară. Asta le-am luat de la Hawkins. Nu știu dacă pot să fac o ierarhizare a lor. Beatitudine inefabil, este ceva frumos. Trebuie trăit. Trebuie simțită starea. Deocamdată, știți cum e? De multe ori, ce e la copac. Mulți poate n-au pus mâna pe un copac și n-au fost într-o relație directă. Ni s-a povestit copacul și îl vedem, dar n-am simțit copacul niciodată. Da. Avem nevoie de această trăire, pur și simplu. Călătoria mea prin viață în ultimii 7 ani a fost o călătorie a trăitorului, pentru că am dorit în primul rând să înțeleg și apoi să experimentez aceste lucruri. Și mi-am dat voie să fiu în diverse școli curente, le-am gustat, le-am trăit pe fiecare în celulă, ca să văd cu ce rezonez, ce pot să integrez de acolo. Așadar, ca să pot să percep altceva și ca să pot să rezolv probleme, cu cât îmi ridic nivelul de stare, nivelul de percepție, cu atât abilitatea de a oferi soluții este diferită. Și o altă concluzie în acest moment ține de ceea ce se cheamă coerența ființei, adică starea de a fi este primordială. Știți, foarte mulți, iar foarte mulți este o etichetă, este o tendință de a judeca. A fi, a face, a avea. Ne repezim să facem foarte multe lucruri. Suntem energia de luptă a lui a face. Cheia este să oprim căutarea, să fim într-o stare de a fi și să devenim conștienți că realitatea este expresia stărilor noastre. Și că stările mele de a fi sunt cele care configurează pas cu pas ceea ce percep.
și starea de a fi, este antrenamentul de care am nevoie, dincolo de plus minus, dincolo de trecut și viitor, acum și aici. Este o trăire. Și ca să obțin această trăire, este important să îmi dezvolt niște abilități. Și hai să ne uităm puțin la care sunt, cum am putea să caracterizăm în termen de eu sunt, eu știu, eu cred și eu fac. Da? Adică, vedeți, în centrul nostru este propria noastră identitate, cine sunt eu, apoi ce cred eu, apoi ce știu eu, ce abilități am și apoi ce fac eu. Ce fac eu, da? Mai mă las și jos așa ca să, da? Hai să ne uităm puțin la eu sunt. Eu sunt. Vedem doar ceea ce suntem. Și cine suntem noi? Fiecare dintre noi avem un nivel de flexibilitate, de bucurie, de focalizare, de acceptare, de autenticitate, de a vedea lucrurile, a fi vizionar, a avea un vis și de înțelepciune. E un mod simplu de a spune că fiecare dintre noi percepem realitatea prin câmp. Și așa cum avem organe care au funcții, la nivelul ființei există benzi energetice care au funcții de genul ăsta. Cu cât sunt mai împământat, bucuros, focalizat, iubitor, cu atât percep mai bine. Și atunci, când vorbesc de profilul meu holistic, este important să-mi dezvolt aceste benzi energetice. Aș vrea să mai fac un comentariu aici. Imaginați-vă o ființă, un cuplu, să zicem. O femeie și un bărbat. Două câmpuri. Dacă sunt în aceeași